Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi va fi o rețetă diferită, dar vreau să împart aceasta cu voi, că este o rețetă minunată și este ceva care noi avem nevoie de ea, unii chiar și zi de zi. Noi iubim acest sos, sau nu știu cum să numesc altfel, că este ca un sos. Și de ce am hotărât să împart cu voi? Dar acest sos nu îl folosim numai la salată, la mâncăruri care zi de zi, dar eu folosesc și la deserturi și de ce am hotărât să mă împart cu voi. Astăzi vom face maioneză, două feluri de maioneză. O maioneză vom face de post, un ingredient foarte interesant, și maioneză vom face cu lapte, dar fără ouă. Așa, vreau să vă arăt aici ce am și din ce se face. Mai întâi vom face maioneza de post. Ingredientul principal este, după cum vă dați seama, uleiul. Și a doilea ingredient principal este apa de la fasole conservate sau de la mazăre. Sau de la fasole sau de la mazăre, este tot aceeași. Dar mie mai mult îmi place cum se primește cu apa de la fasole. Fasolele, iată așa, sunt albe, nu de altă culoare, roșii, negre sau tărcate. Albe să fie fasolele. Avem nevoie de 80 ml de apă de fasole. Și de blender, de singur avem nevoie. Turnăm în cana de la blender apa de fasole, 80 ml. La apa de fasole adăugăm o linguriță de zahăr, o linguriță de sare, dar nu chiar plină, sau după gust puteți să puneți și una plină. O lingură jumate, două, de oțet, 5% la mine este, dar puteți să puneți și oțet de miere. Eu nu am acum de miere. Eu oțet voi pune o lingură jumate, eu am mai făcut și am pus două linguri și se simțea prea tare gustul de oțet, dar voi cum doriți. Puteți să puneți și o lingură jumate și două linguri, nu m-a schimbat nimic. Și mixăm cu blenderul la viteza cea mai mare, timp de o minută. A trecut o minută, priviți ce culoare frumoasă, albă, este de foarte frumoasă culoare este. Și acum vom turna linie subțire uleiul și vom mixa timp de 3-4 minute. La noi a trecut 4 minute, acum am să vă arăt ce sos s-a primit minunat. Eu deja am probat, este foarte gustos și foarte fin este. Acum am să vă arăt ce consistență este. După consistență este mai lichid ca maioneza, dar este un sos foarte gustos și sănătos. Și acum vom face maioneza cu lapte. Vreau să vă spun că ingredientele trebuie să fie bătate la temperatura camerei. Și la maioneza cu lapte, și la maioneza care a făcut-o vegană. Așa, în cana de la blender turnăm 150 ml de lapte. După ce am adăugat laptele, adăugăm 300 ml de ulei. La mine este etașa, ulei de canola, fără niciun miros, 300 ml. Și mixăm cu blenderul timp de 30 de secunde. Este de ajuns, priviți ce consistență. Acum adăugăm la ea 3 linguri suc de lămâie, sau dacă nu aveți suc de lămâie, adăugați 2 linguri de oțet. O linguriță de zahăr, jumătate de linguriță sare și o linguriță muștar, dar muștar simplu, fără nimic, cu adausuri sau cu alte mirosuri. Și mai mixăm încă 30 de secunde și maioneza noastră va fi gata. Maioneza noastră este gata. Într-o minută. Dintre aceste cantități, maioneza se primește 500 de grame, priviți după consistență cum este, nu se deosebește nimic cu acei din magazin, dar este mult, mult mai mult sănătoasă.
Așa maioneză cu lapte eu o păstrez în frigider 2-3 săptămâni și o acoperim, iată așa, un capac sau, iată așa, în băncuță. Cu această maioneză eu pregătesc diferite copturi, nu numai la salate. Pregătesc și omletă la cuptor. Este foarte delicioasă această maioneză. Dar vreau să vă spun că mie acum mi-a venit o idee. Am spus că să încerc să pregătesc maioneză cu tot așa ca aceasta cu lapte de vacă, dar vreau să încerc să pregătesc și cu lapte de mentale, adică vegană. Să vedem ce se va primi. Dacă se primi e bine, dacă nu, tot e bine. Priviți lingura cum stă în această maioneză. Încercăm, așa, turnăm tot aceleași ingrediente și aceleași proporții, numai că lapte de mendale. 150 ml, 300 ml ulei și mixăm. E tare interesant. Până ce a fi, se primește. Super! Adăugăm și restul ingrediente. Adăugăm suc de lămâie. Aici am să adaug 2. O să vedem ce să fie, nu 3, dar 2. Mai mult nici n-am. Jumătate de linguriță sare, o linguriță de zahăr și una de muștar. Dar nu știu ni linguriță, am rămas mai cu jumătate de linguriță. De ce voi adăuga 2 jumătăți? Și mai mixăm puțin. Pe aceasta eu am mixat-o o minută jumate, cred că după ce am adăugat toate ingredientele. Să probez. E foarte gustoasă. Se vede că după consistență este puțin mai lichidă ca cea cu lapte de vacă, dar este gustoasă și e puțin diferit gustul, dar nu pot să-l înțeleg ce e diferit, dar este puțin diferit. Eu spun că acum și vă arăt consistența mai aproape. Da, se vede, cred că este mai lichidă, dar înainte de a adăuga sucul de lămâie, zahărul și sarea, toate ingredientele, nu era așa lichidă, da? Era puțin mai grosuță după consistență. Spade experimentat și de adăugat oțet, dar nu suc de lămâie, să vedem ce consistență va fi. Dar eu cred că nu este rău deloc, este bună, spate de mâncat. Am pornit să fac 2 maioneze și am făcut 3. Am și lapte de cocos, pașculat de cocos, așa că, dar nu mai încerc, ca să încercați voi. Trebuie să puneți și lapte de cocos sau de soie. Aici este maioneza cu apă de fasole, aici este maioneza cu lapte de almond și aici este maioneza cu lapte de vacă. Priviți culorile alb, asta este mai galbuie decât aceasta, nu? Da. Mai mult galbă și mai puțin galbă. Aceasta mâine eu voi face din ea omletă la cuptor. Am să încerc să vedem ce, dar aceasta va merge ca sos așa la salate și aceasta voi face un chec cu ea. Iată așa bunătățuri eu astăzi am pregătit. Vreau să vă spun că desigur că eu pregătesc și maioneza de casă cu ou, dar o pregătesc foarte rar, pentru că este ou crud și noi avem copii, dar ei nu pot să nu se bage și ei degete. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, puneți clas, scriți comentarii, dați share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!